În ciuda numeroaselor amenzi aplicate, polițiștii buzoieni nu reușesc să îi tempereze pe șoferii care calcă prea tare pedala de accelerație. Potrivit unui bilanț al primelor trei luni ale acestui an, șoferii vitezomani constituie sursa principală a accidentelor mortale produse pe drumurile naționale care tranzitează județul. La nivelul județului Buzău, principala cauza a producerea accidentelor de circulație rămâne viteza neadaptată, Viteza neadaptată. S-au produs șapte accidente grave. Ca urmare a acestor accidente, două persoane au decedat și șapte persoane au fost rănite grav. De asemenea, au fost 11 accidente ușoare și uh, soldate cu 20 de răniți ușor. O altă cauza accidentelor grave produse pe drumurile naționale este traversarea neregulamentară a pietonilor, dar și prezența acestora pe carosabil. Pe locul 2, în topul accidentelor de circulație, a cauzelor producerii acestor accidente, rămâne traversarea neregulamentară, producându-se două accidente grave, din care au rezultat o persoană decedată și o persoană rănită grav, șase accidente ușoare cu șase răniți ușor. Pe locul 3, pietonii pe partea carosabilă, două accidente grave, un mort, un rănit grav, opt accidente ușoare și nouă răniți ușor. În primele trei luni ale anului, polițiștii din județul Buzău au aplicat 22.486 de amenzi și au reținut 1.123 de permise auto. De asemenea, în urma abaterilor grave constatate, au fost retrase peste 200 de certificate de înmatriculare.